La portă la Ștefan, bunelerului Domnului, boierii s-au strâns la vorbă. Dar vorba de cine este lerului Domnului, de Iisus născut în Iesle? Însă Ștefan, Domn cel Sfânt, lerului Domnului, de la rugă auzi. Pre boierii ce vorbeau lerului Domnului și pe Domnul proslăveau. El pe dată s-a plecat lerului Domnului, cu boierii s-a închinat și cu glasul de supus lerului.